Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic modul în care puteți realiza o resursă digitală de tip joc folosind instrumentul Rebus oferit de platforma Learning Apps. Pentru a realiza orice tip de resursă folosind această platformă, este nevoie să fiți conectați la contul pe care vi l-ați creat anterior. Pasul următor este să folosiți meniul Alcătuiește exercițiu. Din interfața ce se deschide, veți folosi instrumentul Rebus. În această fereastră, aveți în partea de sus trei exemple. Aceste exemple vă ajută să previzualizați modul în care arată resursa din perspectiva elevului. Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce ați vizualizat, veți trece la momentul următor, alcătuiește exercițiu nou. Se va deschide o interfață în care aveți de completat mai multe câmpuri. Primul dintre aceste câmpuri este titlul exercițiului. Aici trebuie să scrieți un titlu și o să scriu și eu Rebus. În pasul următor, este nevoie să scrieți câteva instrucțiuni pentru elevi. Eu am instrucțiunile scrise într-un fișier Word și am să le lipesc aici. Voi le veți scrie. La imagine de fundal, ar trebui să încărcați o imagine pentru fundalul rebusului. Pentru a realiza acest lucru, folosiți butonul Alege imagine. Sunt trei opțiuni pe care le puteți folosi. Și anume să căutați imaginea pe Wikipedia, să aveți în prealabil un link către o anumită imagine de pe internet pe care să le introduceți în această casetă la URL, sau să copiați, să încărcați efectiv imaginea din dispozitivul vostru. Din punctul meu de vedere, este cea mai simplă și mai sigură variantă. Pentru că în felul acesta veți avea acces la toate resursele din calculator. Eu am deja încărcat niște imagini. Am să folosesc acest băiețel ca imagine fundală. Vedeți că aveți aici butonul mărime. De la acest buton, la toate imaginile pe care le introduceți în rebusul vostru, puteți să formatați fișierul, adăugând filtre, redimensionând, tăind, transformând, desenând sau scriind pe imagine cu creionul, adăugând text, forme geometrice, stickere sau borduri, după care folosiți această casetă pentru salvare. Acum urmează cel mai important moment din aplicație, și anume definirea întrebărilor sau definițiilor pentru Rebus. Aveți 5 posibilități pe care le puteți folosi. Să introduceți întrebarea sau definiția sub forma unui text, sub forma unei imagini, sub forma unui text la audio, dar mare atenție aici, pentru că este nevoie să scrieți textul, iar platforma vi-l convertește într-un fișier audio, dar nu se oferă suport pentru limba română, și adăugarea unor fișiere audio sau video. Dar în ambele variante, și audio și video, fișierele respective trebuie să fie încărcate pe YouTube, dacă sunt fișierele create de voi. Dacă nu sunt fișierele create de voi, efectiv, mergeți și dați căutare audio pe YouTube sau copiați linkul către fișierul respectiv de pe YouTube și îl lipiți aici. Dacă sunt fișierele create de voi și vreți să le folosiți, este nevoie să vi le încărcați pe canalul de YouTube și să le preluați de acolo, fie prin căutare, fie copiind linkul și adăugându-l în caseta URL. Valabil pentru ambele opțiuni, audio și video. Deci, mare atenție! Dacă la fișierul imagine puteam să facem încărcarea direct din dispozitiv, la audio și video trebuie să încărcăm în prealabil fișierele respective pe canalul de YouTube și să le preluăm de acolo.
Pentru exemplificare, eu am să folosesc opțiunea imagine. Voi folosi acest fișier, Camila, iar în pasul următor ar trebui să scriu și voi să scrieți când creați cuvântul soluție, cuvântul pe care vă așteptați să-l scrie elevii în rebus, pentru ca sistemul, platforma, să vină să compare ceea ce a scris elevul cu ceea ce ar trebui să fie cuvântul corect. În cazul acesta am să scriu Camila. Adaugă un alt element, deci o altă parte din rebus, tot imagine, capră. Capră. Alt element, tot imagine, cățel. C-A-C-L. Alt element, tot imagine, albină. Albină. Alt element, tot imagine, oaie. Oaie. Alt element, tot imagine, ce mai este aici, lup. Lup. Alt element, tot imagine, cocoș. C-O-C-O-C. Am adăugat 7 imagini, elevul va trebui să scrie 7 cuvinte pentru acele imagini. Nu mai adaug nimic. Trei la cuvântul soluție sau cuvântul cheie. Acesta este un cuvânt care se formează din anumite litere, din cuvintele ce au fost introduse de copil în rebus. De pe anumite poziții. O să vedeți imediat în momentul în care lansăm și previzualizăm resursa. La cuvânt soluție am să scriu animale. Aliniere fixă nu ne ajută cu nimic. Feedback. Aici este super, ai găsit soluția corectă. Aici veți scrie ce doriți să afișeze platforma dacă elevul a rezolvat corect rebusul respectiv. Puteți să folosiți această opțiune sau puteți să o ștergeți și să scrieți altceva. Iar asistență este facultativ dacă doriți să mai scrieți alte precizări despre resursa respectivă. Trecem la momentul următor. Lansează și previzualizează. Ok. Acesta de jos este cuvântul cheie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scris cu cifre romane. Asta înseamnă că platforma va prelua de la 1 roman litera introdusă în cuvântul respectiv de la 5 orizontal, de la 2 roman va prelua de aici de la 2 roman, de la 3 roman, de la 3 roman și tot așa. Dacă elevul nu introduce corect cuvintele, firesc că acest cuvânt cheie nu o să ne iasă. Nu este obligatoriu să folosim ordinea din rebus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putem să, elevul poate să rezolve în orice ordine dorește. 1. Camila. U-A-M-I-L-A. Pentru a ajunge cuvântul în rebus, se folosește acest buton. Toți suntem aici. Cocoș. O-C-O-Ș. 1, 7, 2. Cățel. De, observați că deja este preluată o anumită literă din cuvântul anterior. C, A, sărim peste A, S, E, L. 3. Capră. A, P, R, A. 4. Albine. 5. Oaie. I este 6. Lup. L deja e preluat. 7 este. Cuvântul cheie este corect, dar haideți să
încercăm să folosim și verificarea. Super, ai găsit soluția corectă. Rebusul creat este corect. Se folosește butonul salvează exercițiu pentru a transmite resursa către elevi. Se copiază linkul, se transmite prin orice modalitate dorim către elevi, fie pe o platformă de Google Classroom, pe o altă platformă de învățare, pe un grup de WhatsApp, pe o pagină de Facebook, pe un grup de Facebook, nu contează, fie transmițând codul QR. Și elevul va trebui să scaneze codul pentru a accesa resursa. Exercițiul în acest moment este privat, dar el poate fi făcut public pentru a fi vizualizat de către ceilalți utilizatori ai platformei. Trebuie să completați datele solicitate pentru ce nivel, nivel primar, trimite formular și în acest moment exercițiul este public și poate fi vizualizat de către toți ceilalți utilizatori ai platformei. Dragii mei, vă urez mult spor în explorarea resurselor de pe platforma Learning Apps și la cât mai multe rebusuri. Mult succes! Vă salută cu drag, Marian!